realizările și deșertile și de realizări de copii oameni. Vă rog să-mi dați voie să dau cuvântul, dar cu mică excepție, să evit întâi reprezentanții dumneavoastră, consilieri din partea partidelor politice, domnul Sandri Acolo, domnul Papacea Poli, domnul Mihalcea Nicolae, doamna Turcan Monica, domnul să-și facă o sută de prezentare, astfel că să vedem dacă sunt de multe condiții de forum,
Alexandru Ioan. Domnul Călin Ioan. Domnul Ciocan, doamna Ciocan Valentina Mea. Domnul Ciocan Vasile. Domnul Iacob Sandu. Domnul Grigore Florin Ioan. E un salutare, da? Domnul Marica Căsică. Domnul Ivan Șanclare. Domnul Anțiu Arecu. Domnul Balan Șansovi. Domnul Vașu Vasile. Domnul Roman Ghiuce. Domnul Cătaru Ritudan. Domnul Ișan Florin Marius și Domnul Dăran Costin. Deci, constată sunt 14 din cei 15 consilieri cu care de astăzi. Asta înseamnă că noi am devenit condiția de vorbă. În acest moment, îi invit cu ajutorul Domnului Secretar, lângă mine, pe cel mai costă și pe cei dintre doi, pe cei doi dintre cei mai tineri consilieri. Iată nouă pe șarele noastre, precum și noi
Iar acest rezultat va face o propunere pe tot
șeful de la PNL, pe domnul Bernard Costică. Șeful, domnul Bernard Costică, domnul din partea celorlalte. Câți sunteți? 6. 6. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Ca să meargă la oameni, vă rog frumos, să desemnați propunerea la dintre dumneavoastră membri pentru Comisia de Valorare a Mandatelor de Dosie. Această comisie trebuie să aibă numărul de toate membri, deoarece între 3 și 5 persoane. Care vor analiza documentele puse la dispoziție de domnul secretar, vor constitui și vor constata validarea sau invalidarea a mandatelor de dosie. Și după aceea ne vorbim la lansarea procesului. Așa că aștept propunerile din partea dumneavoastră, dar nu atunci, haideți să ne gândim câți membri s-ar comisia de partea. Pentru că suntem în consiliu de la interlocuția dimensiunii, propun un număr de 3 membri. Cine este pentru? Mâna sus, vă rog. Cine este împotrivă? Dar să abține cineva? Deci, 13 la 3, că domnul consilier nu a votat. Cum a votat? Votat toți, da. La mie, pe lasă, se mă fie. Așteptăm propunerea dumneavoastră pentru consilierea consilierului. Vișan și Ciocan, Monica. Vișan și Ciocan, dumneavoastră. Ciocan. Păi, rog, ești nominalizat să spună dacă acceptă să facă parte din această comisie. Da? Deci, acceptă să facă parte din comisie și dumneavoastră și dumneavoastră. Atunci, supunem la loc conferința comisiei de valoare. Cine este pentru? Vă rog, toată lumea a anunțat dacă sunteți de altă. Cine este potrivă? Dar ți-a zis cineva? Deci, 14 voturi unanimitate. Până în momentul acesta, propun o pauză de 5 minute, pe grupul unui consilier din cadrul Comisiei de Valorare, să consulte sau adus aceste reduceri. Vă rog atenție, Comisia de Valorare a verificat documentele depuse la dosar și ședințele constituite, a constatat că votul este Thank you.
Da, cine este împotrivă, dacă se arăție cineva, poate dar. Sunt fost pe validare în patul Domnului Nicolae Florin Matici, este pentru? Da, da, dar nu cine este împotrivă, dacă se arăție cineva, poate dar. Sunt spre validare mandatul Domnului Marica Cosi și este pentru. Cine este împotrivă, se abține și nu, poate da, trebuie să se și vot. Sunt spre validare mandatul Domnului Marica Nicolae și este pentru. Cine este împotrivă, se abține și nu, poate da, trebuie să se și vot. Sunt spre validare mandatul Domnului Marica Nicolae și este pentru. Cine este împotrivă, se abține și nu, poate da. Sunt spre validare mandatul Domnului Grozile, Papancea, Sărit și Sementu. Cine este împotrivă, se abține și nu, poate da, trebuie să se și vot. Sunt spre validare mandatul Domnului Grozile, Pașu, Asine și Sementu. Cine este împotrivă, se abține și nu, poate da, trebuie să se și vot. Sunt spre validare mandatul Domnului Grozile, Doamna, cine este împotrivă, se abține și nu, poate da, trebuie să se și vot. Sunt spre validare mandatul Domnului Grozile, Doamna, Mihita și Sementu. Cine este împotrivă, se abține și nu, poate da. Sunt spre validare mandatul Domnului Grozile, Dișan, Domnului Marius și Sementu. Cine este împotrivă, se abține și nu, poate da, trebuie să se și vot. Sunt spre validare mandatul Domnului Grozile, Doamna, Mihita. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține și nu, poate da, trebuie să se și vot. Acestea sunt discuse, am adus și coordonarea numărului Consiliului de astăzi. După aceasta, urmează momentul să vedem altele de mijloc. Eu să dau și de jurământului. Dumneavoastră, după ce veți auzi jurământul ăsta, veți să ne imagina toate veți pune mâna pe mine și pe Constituție, veți să scrie omul la jur, după care veți semna în două exemplare, jurământul, un exemplar vă va reveni dumneavoastră, un exemplar va rămâne în capul sau ședinței de construire. În momentul în care unul dintre dumneavoastră, din motive de conștiință religioasă sau de alte considerente, nu dorește să judece un mâna pe mine, va juca mâna pe mâna pe Constituție. A ta atenția, vede pe acel moment, înseamnă invadarea de drept a mandatului. Prin urmare, este un moment să vă rog toată lumea cu șoare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și cererea mea pentru binele locuitorilor comunei Bărăvei. Așa să ne ajute Dumnezeu. Bine, pentru depunerea jurământului, domnul Alexandru Ion. Puteți să aplaudați. Unul vă revine dumneavoastră, certificațiile de consilier, pe vizita domnului secretar de legiul. Este invitat să depună jurământul domnul Călin Ioan.
Dar înainte o să citim
Sentința civilă numărul 1679 PC, din data 24.06.2016, desfășurată în Camera de Consiliu, în momentul de judecată, formal din președinte Ana Cucin, pe fier Nicoleta Daria Brânceanu. Instanța, numele legii hotărăști, aminte formarea de ori electorală a acestei Constituției electorale numărul 39 a Comunei Gura Proiectului Spacău, validează alegerea domnului Mihal Ceavalei în funcția de primar al Comunei Gura Proiectului Spacău, definitivă, dar în Camera de Consiliu și pronunțată în ședința publică, astăzi 24.06.2016. Eu, Mihal Ceavalei, jur să respect Constituția Țării de Țări și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și considerea mea pentru bine și locuitorul de curată. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Deja.
trebuie să vă organizați în grupurile ca legiul problemului și comisii. Aceste grupuri de lucru va avea atenție pe efectul în comisii de competență pe care vă s-a văzut în noastră. O comisie de prezentare a minimă de 3 membri va avea un președinte în secretar și restul într-o comisie de care o va avea o dată să nu te membri. Aceste comisii nu au drept de vot. Ele analizează documentele, de verifică, fac eventual propuneri de proiecte de votare de consultare, dar decizii cu privire la vot și sunt adusă în dezbaterea consultației, numai problemele ședințelor. Dar deci, subliniez, aceste comisii nu au drept de vot. În urmă, legiuitorul a dat o variantă de considerare acestor comisii. Sunt trei pe care ele reobice. O primă posibilitate, da, va fi comisia pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanțe, administrare, domeniului, agricultură, rostul de protecția mediului, servicii și comerțe. O altă posibilă variantă este comisia pentru și este împotrivă, dacă se
primar. A fost o greșeală. Eu eram trecut la Comisia Buget Finanțe, nu? Eu eram la buget. Da. Domnul Fașcu la agricultură se bucură. Sunt bani mulți. Și mă bucur că
fost fața către comuna Gura-Gorești și către cetățenii, ei meritau oamenii. Sunt aproape 100 de miliarde la alimentare cu apă. Când doar vă spun și este noapte clare primărie, la Dumbrava și celelalte sate eram prins în master planul județului Bacău pentru alimentare cu apă anii 2020-2026. Muream până atunci și nu mai puteam să vedem apă la Dumbrava. Sunt pași rapizi, pași făcuți cu eforturi de către salariații primăriei cu la voi, reprezentați prin Cornel Pațiu, inspector urbanist, contabil, Gina Tătava, Duc și toți ceilalți care au pus efortul și au făcut drumul București, Iași, pentru aceste aprobări. Mulți au spus că nu se va face. Eu le-am spus tuturor, ba da, se va face. Sunt omul faptelor, nu al promisiunilor. Să reține, nu am pierdut nicio secundă când a fost nevoie de comună. Fără luată de rezervă sau fără un leu de covrig am plecat. Fiindcă am știut că trebuie să fiu acolo la ora exactă și am fost. Și am reprezentat cu cinste comuna. Sunt mândru și onorat că sunt primarul dumneavoastră. Și vă promit că în mandatul ăsta voi fi la fel. Nu vă fie teamă să nu băgați în seamă ce spun alții în campanie. Campaniile electorale vin și pleacă. Dar un primar al unei comune, cum este Gura-Gorești, trebuie să aibă un primar integru, un primar care să nu fie teamă decât de Dumnezeu. Să fie teamă doar de judecata cetățenilor. Sunt sigur că pe mine nu mă va arăta nimeni cu degetul după încă 4 ani. Fiindcă știu că în momentul când am intrat primar, am avut credință, am spus pe ea nimeni. Nu am avut nevoie de la nimeni de nimic și de aia stau cu demnitate în fața dumneavoastră. În mandatul ăsta și ce înseamnă schimbarea politică se va continua dincolo, 2-3 luni facem dincolo acum. Este strigarea celor de pe malul Codușului care priveau cum vine apa și deja săltase în podul casei televizoare și aveau mai de preț. Aia va fi un zel. Căminul cultural Dumbrava, deși au fost multe minciuni spuse că s-au dus bani. Nu! Căminul cultural Dumbrava va fi terminat în acest an. Avem jumătate de bani, banii următori, cealaltă 5 miliarde, cealaltă jumătate, îi prindem în bugetul care vom avea de anul 2017, cu mențiunea. Facem economii, oameni. Da! Am luat din altul public și mi-asum responsabilitatea, eu îmi luat. De ce? Am luat din altul public de la ora 10 fără un sfert, până la ora 12 și un sfert. Dar facem economie exact 5 miliarde care trebuie la cămin. O comună care are în aparatul de conducere oameni care nu drămuiesc bani, care nu justifică votul meu, nu poate progresa. Suntem o comună săracă, suntem o comună care merităm mai mult, dar cu efortul dumneavoastră, al consilierilor locali, vom fi acolo unde trebuie să fim noi. Asta puteți să credeți că în jur, jur, drept. Și eu tremur în jur. Ce vă pot spune? Doar o adresă, un cuvânt de suflet pentru consilier. Un consilier și vedeam astăzi la acești tineri care puneau mâna pe Biblie și jurau. Aveau emoții. Și eu am emoții. Dar jurând astăzi, vă rog să fiți consilier până în ultima zi. Nu doar cu 3-4 luni înainte. Comuna nu poate fi luptă. Administrația se întrerupe dacă consilierii nu vin la ședință. V-au votat oamenii, dragii mei. Dovediți-le că sunteți consilierii pe care dânsii și i-au dorit. Dovediți-le că sunteți oameni integri și doriți binele lor, nu binele dumneavoastră. Ca primar niciodată nu voi ruga pe nimeni să voteze în condițiile în care știu că este ilegalitate, în condițiile în care nu este normal.
Vă rugam totdeauna să votăm proiecte europene. Nu este posibil să vină finanțare de 65 de miliarde. Ne prezentăm la ședință, sunteți pur și simplu într-o asemenea fază. Ar trebui să treceți în partea aia la altă, dușmanii. De-aia vă rog să dați, dragii mei, o vadă de responsabilitate. În votul dumneavoastră este viitorul copilor noștri. Un vot care nu dăm la timp înseamnă să pierdem un proiect european de 1 milion de euro. Înseamnă să pierdem ritmul cu celelalte comune care merg repede. Vă pot informa, au venit cei de la timp. Și sincer vă spun, dintre toate comunele la care din și-au fost astăzi, comuna Gurabăi, imediat la alimentarea celorlalte case din jumătatea cealaltă de sat, Oprășcanii, care nu le-am pus apomete și raporte, avem bănuții la Căminul Cultural. Repet, cei care au asistat la celelalte ședințe, am spus-o și atunci și n-am fost înțeles, am plâns când n-am fost înțeles. De ce? Nu este corect ca jumătate de comune să o alimentezi gratuit și cealaltă să plătească fiecare raportare câte 10 milioane. Avem 1,5 miliarde la Căminul Brava, care este în plus față de cele 5 miliarde. Nu e nicio ilegalitate. Noi le-am pus acolo într-un cort, să le avem. Acei bani nu vor putea cheltui decât în momentul când este cel puțin 80-90% terminat Căminul. Eu nu voi semna niciodată un act în condițiile în care nu sunt recepție. Să fie întotdeauna executată lucrarea în proces mai mare decât plătesc. Din cauza aia avem școala temelia la care ne judicăm și astăzi. Asta înseamnă ca singur, din făcut în 3 luni, alimentare cu apă Pătrășcani și celelalte case, celelalte luni, la Domnul Ciucodală, la Dinei, la Minonia, înseamnă într-o lună de zile. S-a făcut deja o depresiune normală, dacă îmi votau consilierea cu 2 luni de zile, acești bani, făceam o depresiune o singură dată, spuneam cu conducta o singură dată, nu făceam din nou să vorbească conducta. Tehnic, așa se gândește, cu sufletul, cu spiritul medic, nu ce niciodată nimic. Se înseamnă mai departe, am promis copilul din Lava, teren de sport. Avem teren de sport, bază sportivă făcută la noi, modernă. Nu mai cheltuim nici proiectant, care se duce la o sumă mare, nici consultanță. Implementăm proiectul în primăvara anului următor, facem și copilul din Lava. Celorlalte, celelalte sate, să încercăm un autogrede, să cumpărăm un autogrede. Dacă avem un budu excavator și un autogrede, dublăm randament. Am făcut eforturi mari și cu ajutorul consilierului local. Proiectele mari, la un moment dat, s-a înțeles și mi-au votat. Ce vă pot spune, Daniel? Pentru cetățenii din Gurabăi, pentru copiii care sunt astăzi, vom continua cu îmbunătățirea lanțului spiritual, a angrena în activități culturale și sportive copiii din toate școlile din comună. Să premiem copiii care participă, depune corpul și reprezintă cu demnitate comuna. Ne mândrim când din mijlocul nostru merg copii în alte localități, la fază de județ, pe țară și vin cu premii. Asta ne reprezintă pe noi. Este de dovadă că la Gurabăi sunt profesori, sunt director de școală, sunt consilieri local care au responsabilitate și sprijină sportul, cultura. Vom continua cu acțiunea de Moșne Curai pentru copii, parcă și azi pentru săraci copii, mai bogați, mai săraci. Cu câtă bucurie primeau un cuțe cu 2 banane, 3 portocale și o ciocolată acolo. Vom continua în primul rând, ca împreună cu personalul din primărie, tot cetățeanul care vine la primărie să fie stimat, respectat și servit cât se poate de repede în limita spiritului legii. Asta înseamnă respect, asta înseamnă cultură și înseamnă civilizație. Dragii mei, țin încă o dată să vă mulțumesc. Țin încă o dată să vă repet. Voi fi primarul pe care dumneavoastră vi l-am dorit. V-aș ruga ca, măcar așa pentru sufletul meu, să mă aplaudăm încă o dată nouă consiliu local pe domnul viceprimar, nou ales, și
Doresc de toată inima să fie sănătate. Comuna să fie fericită de primul mesaj al Domnului.
să celălalt că, din acest moment, campania electorală trebuie considerată încheiată. La masa de știință care Consiliul Local la voi, de acum și timp de 4 ani de zile, nu trebuie să se audă de către spate, uneori vor fi mai încinse, altele mai temperate, dar trebuie să avem ca să fie dedicate binelui omului. Binelui omului, zic la așa. Gândiți-vă că aveți spate un mandat a unor oameni care și-au pus marți în acest dumneavoastră. În momentul în care apar diverse calamități naturale, în momentul în care copiii se uită că nu pot să se bată o distanță mare pe timp, pe ploaie, pe întuneric, până la șoară și la șoară de casă, atunci să știți dumneavoastră, aveți o mică contribuție la acest lucru. De asemenea, în momentul în care tineri se pregătesc și se temeze familie și se uită că nu au nicio posibilitate de dezvoltare la nivelul comunei dumneavoastră, atunci mai aveți o mică parte la această contribuție, la această stare de fapt. Și tot așa, până când, dacă adunați aceste mici contribuții, o să vedeți că cea mai mare parte a responsabilității va aparține dumneavoastră celor care ați fost destinați să conduceți sistemele acestei comuni. Prin urmare, domnul prefect va apăsa zăvămintea ca, odată intrat în sala de consiliu, să dați o dată tot ceea ce înseamnă interes personal sau interes de grup sau pe orice altă natură și să puneți pe plan interesul comunității de la urmă. În al doilea rând, vreau să vă asigur pe dumneavoastră și pe domnul primarul nostru aici, că noi, cei de la instituția arhitectului, nu suntem doar cei de la centru. Nu vom veni să vă controlăm, nu vom veni să vă facem zile grele, dar nu, adică nu vom veni să vă facem așa ceva fără ca mai întâi să vă îndrumăm, fără ca mai întâi să vă ajutăm. Gândiți-vă că aveți în noi niște colegi care ocupă anumite funcții temporare, la fel ca și dumneavoastră, dar colegi care își opun să vă ajute, să vă sprijine. În primul rând și primul rând, când aveți orice dificultate, orice propunere, vă rugăm că contactați. Vă vom ajuta pe cât posibil în limita competențelor și a atribuțiilor impuse de lege. Nu vă vom lăsa. De asemenea, vă rog foarte mult, în momentul în care de la noi va veni o solicitare către dumneavoastră să ne ajute să o ducem la bun sfârșit, așa cum trebuie. Noi nu vă vom cere chestiuni gratuite, nu vom vrea să vă facem viața dumneavoastră dificilă. Știm că aveți foarte multe lucruri, știm că trebuie să fiți prezenți în mijlocul comunității și de aceea trebuie să conduc. Iar pentru dumneavoastră, locuitorii comunei de la Bălăi, vreau să vă spun în momentul în care poporul se teme de conducere, este tiranie. Dar în momentul în care cei desemnați să conducă se teme de popor, atunci este democrație. Dumneavoastră aveți cealaltă parte de răspundere pentru tot ceea ce se întâmplă la nivelul comunei de la Bălăi. Puneți presiune pe cei pe care i-ați trimis în Consiliul Local. Întrebați-i cât au realizat din ceea ce v-au spus în campania electorală. Întrebați-i ce probleme, ce proiecte au și mai ales ce fac ca interesele dumneavoastră să fie apărate. Întrebați-i ce au votat la ultimele ședințe și ce și-au vrut să voteze la ședințele Consiliului următor. Numai așa, cu o lucrând, fiind prezenți în viața